Mâine va avea loc o ședință de Consiliul Local al municipiului Turnu Severin, unde pe ordinea de zi va exista un punct cu privire la asocierea între Serviciul de Transport și Furnizare a Energiei Termice din cadrul primăriei Turnu Severin și Regia Autonomă de Activități Nucleare, aflată în insolvență. Acesta este primul pas care trebuia făcut pentru a exista un minim dialog între Termohalânga și primărie, pentru asigurarea apei calde și a căldurii la iarnă, dar nu este singurul pas, ori pasul final. Astfel, până la apa caldă în robinete și căldura la calorifere, vor mai trece multe grade în jos prin termometre, această acțiune trebuind fiind făcută încă din vara acestui an. Consilierii locali ai Partidului Național Liberal susțin ca de fiecare dată necesitatea contractului și vor vota mâine pentru această asociere. Să supună aprobării un model de contract de asociere în participațiune între Consiliul Local Drobeta Turnu Severin prin acel serviciu de distribuție și retransport și distribuția termoficării și RAN ca o primă etapă în încercarea de a asigura termoficarea municipiului pe iarna 2015-2016. Este evident că toți consilierii Partidului Național Liberal vor vota acest proiect de hotărâre de Consiliul Local, așa cum vor vota orice propunere venită din partea primăriei de a încerca să soluționeze această problemă gravă a severinenilor. Repet, este doar o primă etapă, mai este mult până să se soluționeze problema acordării termoficării. În același timp, trag un semnal de alarmă că primăria este în mare întârziere cu procedurile aferente rezolvării termoficării începând din anul viitor. Înțeleg că de-abia acum va fi licitația pentru acea centrală pe gaz pe care vrea să o facă primăria. Încă o dată trebuie urgentate aceste proceduri pentru a nu ajunge și anul viitor în situația în care suntem în acest an.